Stăcezalău va avea un nou acționariat începând din această vară, alături de președintele Ioan Morar, care este și președintele clubului și alți trei oameni de afaceri din județ, urmând să mai vină doi bihoreni, Sergiu Bodia și Mircea Blaj, care dețin o firmă de management sportiv. Ioan Morar consideră că venirea celor doi va fi benefică în proiectul privind promovarea în Liga a doua. După 9 ani în care activa la nivelul Ligii a 3-a, Fotbal Club Zalău își propune să promoveze în eșalonul secund, cu toate că în sezonul viitor, într-o serie cu formația de la Poalele Meseșului, ar putea fi și Universitatea Cluj. Bugetul de care Fotbal Club Zalău dispune din partea primăriei Zalău pentru sezonul viitor este de 1 milion de lei, iar pe lângă acești bani, bugetul va fi majorat cu sume din mediul privat provenite de la acționarii clubului. Echipa va avea și un acționariat nou începând din această vară, alături de Ioan Morar, Adrian Jugrastan, Alin Demle și Daniel Băican, urmând să mai vină bihorenii Sergiu Bodia și Miria Blaj, care dețin o firmă de management sportiv în Bihor. Într-adevăr, vor veni doi acționari, cum nu e niciun secret, de la Oradea, în proporție de 99% zilele astea vom semna acordul cu ei. Ceea ce este benefic pentru club, pentru toți cei care iubesc fotbalul. În pauza de vară, la Fotbal Club Zalău vor avea loc modificări și la nivel de lot, dar și în conducerea tehnică, urmând să fie înlocuiți atât antrenorul principal Constantin Olariu, cât și secundul Cristian Oros.